Doi conducători auto au fost condamnați la închisoare după ce au fost prinși băuți la volan. Pentru că nu s-au prezentat de bunăvoie la pușcărie, oamenii legii au mers și i-au luat de acasă. Ieri polițiștii din Motru au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de judecătoria din localitate, privind un bărbat de 66 de ani cu domiciliul pe raza localității, prin care a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 5 luni și 20 de zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană care se află sub influența alcoolului. Tot ieri, polițiști din cadrul secției 9 Poliție Rurală Novaci au pus în executare un alt mandat de executare a pedepsei închisorii emis de judecătoria Novaci pe numele unui tânăr de 28 de ani din comuna Baia de Fier, acesta fiind condamnat la 2 ani și 10 luni închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a avea permis de conducere de către o persoană care se afla sub influența băuturilor alcoolice. Ambii șoferi au fost conduși la penitenciarul din Târgu Jiu, de unde vor mai pleca abia după ce își vor ispăși pedepsele la care au fost condamnați de instanță.